În altă parte stat din fosta URSS, era în vizită la un parte militar dintr-o țară, dintr-un stat african. Și într-o vizită așa de cortoazie la el acasă, se uite așa, statul destul de sărac, dar palatul, trei niveluri, foarte așa pompos. Și zice, da, nu te supăra, amice, dar de unde ai tu așa bani în țara săracă, atâția bani să-ți construiești așa o casă? Zice, păi hai la terasă sus, la etajul 3 și am să-ți explic. Iese la terasă și zice, uite, vezi drumul din punctul A până în punctul B, văd. Păi vezi că e doar jumătate trebuia să fie până în punctul C. Am înțeles, zice, păi, de? 50%. Peste câțiva ani întoarce vizita de cortoazie asta din statul african în URSS și în vizită la el acasă vede un palat de 5 niveluri și zice, păi, dar nici URSS nu-i ce niște aici țară bogată, de unde ai tu atâția bani să-ți construiești? Păi zice, hai la terasă sus și am să te explic. Uite, vezi drumul ăla din punctul A până în punctul B? Nu văd. 100%. Păi, din păcate, achizițiile Republica Moldova cam așa funcționează. În mare parte, nu zic că sunt și cazuri în care ele sunt realizate conform buchii legii și sunt implementate eficient.